Am citit și am simțit, cred că am simțit corect, termenul e frustrare, e genul ăla de situație în care îți dai seama că cineva spune că ONG-urile, ca să râdem puțin, nu fac ce trebuie. De astfel de oameni. Nu, nu, nu. Păi e vorba de frustrare, e vorba de corectitudine. Punct. Doamna ministrul muncii, de la care a primit acest demers al nostru de a face în calcul, să putem cam cât de silav este ajutorul ONG-urilor în această țară. Este vorba de un calcul făcut de Asociația pentru Relații Comunitare, adunând informațiile de la 82 de ONG-uri, dar sunt uitați că sunt mult mai multe surse, chiar și oameni care au stat la nivel individual, în familie, pe lângă alte lucruri în afară de aceste 82, și calculul arată că până acum, în cele aproape 2 luni de efort, aceste 82 de ONG-uri au ajutat în valoare de 14 milioane de euro. Așadar, ceea ce a scris, că n-a fost o vorbă scrisă așa pe repede și poate negândită, grăbită, a doamnei ministru al Justiției Alexandru, este ceea ce a scris la sternut pe Facebook-ul ei, domnia sa, spunea așa: din păcate, ajutorul în comunitate, inclusiv în raport entităților neguvernamentale, a fost firat. Am văzut puține comunități participate punând la oaltă resurse și dorință de a lupta împreună. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Până în acest punct, guvernul, alături de președintele Iohannis, au gestionat singur criza. Separat de faptul că această declarație sună a cupat, iertați-mă, piața independenței, să-i spunem. Exact, adică este jenant, pur și simplu. În al doilea rând, doamna ministru muncii, cu care n-am nimic, și o să-i rog pe colegi să o contactăm pe doamna ministru pentru un punct de vedere. Da, doamna ministru se face și că nu vede că noi, orice ceva de ONG-uri, am făcut un calcul. Ne-am dat seama că sunt firav așa vreo 14 milioane de euro, ajutoare care s-au dus în toate județele țării, acolo unde de cele mai multe ori nici gând să se ducă statul cu tupa. Deci oamenii erau disperați și a fost o mană de aur acest ajutor din partea unui ONG sau al altului. Iar după mine a zis să fie în continuare că nu vede acest calcul de Asociația pentru Relații Comunitare, o postarea mea, postarea altuia, postarea altuia, se face că nu le vede, se face că e foarte ocupată și nu are timp să vândă, dar are timp să posteze zilnic pe Facebook tot felul de lucruri care să o ridice pe dumnea ei în ochii alegătorii. Fac precizarea, cunoscând-o și pe Violeta Alexandru, că tare aș vrea să aflu. Poate că a fost o eroare strategică, pentru că Violeta Alexandru, pentru cei care nu știu, înainte de a fi ministru și politician, a fost în zona ONG-urilor. Și atunci mai nu are voie să facă o astfel de eroare. De asta zic, cred că e o eroare, pentru că vorbim de un ministru care în general are o zonă de decență în declarații, dar într-adevăr am observat și eu a doua parte a mesajului tău, când am realizat că tu poți să strângi și să coagulezi și să faci niște lucruri și să strângi niște bani și să te stresezi, pentru că noi am fost într-o legătură aici la Gândul Live și îți mulțumesc că facem asta împreună. Neplătit, că noi ONG-urile nu avem salarii ca la minister. Neplătit nici de o parte, nici de cealaltă. Adică să nu înțeleagă cineva că există vreun deal în vreun fel sau altul. Deci oamenii ăștia sunt și voluntari, își iau din timpul lor și vin și strâng bani și fac chestiuni și vin și dau cu... voi ați montat, practic... Să știți, numai 14-16 ore pe zi muncim, mai mult decât muncim pentru noi, unanime. Și nu vă supărați, e o chestiune de decență, n-ai voie să faci astfel de greșeli. Pentru astfel de... Nu ai voie să faci astfel de greșeli și, repet, e vorba de să fii scris, gândit, elaborat, nu de ceva să pun așa. Mai adică e o chestiune, să știi că aici stau și mă gândesc dacă nu e vina consilierilor care uneori, deși în situațiile astea umane, deci dacă acel loc din București, noi sper să nu greșesc, unde spuneai tu că era undeva la 7500 de metri pătrați, deci spațiul acolo era destul. E stupid, deci mie mi se pare nedrept și eu am următoarea problemă. Deci dacă banii au venit în mare parte și din zona ONG-istă, de ce nu te coagulezi? Din zona societății civile. În 99% a fost din zona
societăți civile. Despre ce vorbim? Și atunci cum poți să vii la poză? Că asta e durerea mea. Indiferent cum te cheamă, ce culoare politică ai, de ce poza e întotdeauna cu politicieni în față? Că lumea vede, lumea simte, lumea observă ce se întâmplă și cine face munca de jos, de fapt. Își fac un deserviciu. Este meschin și își fac un deserviciu lor înșile. Adică prin generozitatea de a învăța unitate cu societatea civilă, nu faci decât să te ridici pe tine ca politician. Nu e o scuză că ai niște consilieri proști, poate, nici cunosc, habar n-am. Nu e o scuză, tu ești președintele țării, tu n-ai voie să faci astfel de greșeli, că gândești, bănuiesc, adică nu preiei informație de la acest consilieri. Așa. Și mai e ceva ce cred că trebuie să punctăm și e important, Andreea, și corectează-mă dacă greșesc. În momentul în care o persoană publică, indiferent cum se numește ea, cu atât mai mult Andreea Marin, care și-a făcut un, cum să spun eu, cartea ta de vizită presupune acțiuni în zona asta de caritate și nu numai, da? Și de voluntariat. Tu, ca să obții banii respectiv, îți folosești imaginea, timpul, networking-ul, relațiile pe care le ai în zona companiilor, nu? Pentru că oamenii vin și donează și pentru că e vorba de imaginea Andreei Marin și au încredere în tine ca vehicul de imagine. Și atunci mi se pare nedrept ca cineva să vină deasupra de munca unei întregi palete onegistice, ca să spun așa, deși e incorrect, pentru că în poveste e și Melania Medeleanu cu un mesaj pe care o să vă citesc. Adică e nedrept în sine ca proiect, când am putea să fim cu toții mână în mână și să spunem, uite, e firavă, să zicem, mișcarea ONG-istă, dar hai să o ajutăm și să o promovăm, că împreună am făcut treaba asta. Întrebarea mea este cam cu ce ne ajută statul pe noi, ONG-urile, să facem tot acest efort uriaș. Nu spun eu, cu nimic, dar din potrivă, mai avem și bețe în roate de mult. Hai să fim serioși, adică e vorba de lipsă de bun simț, nimic altceva. Nici de lipsă de strategie, nici de o lipsă de bun simț. Realmente să nu gândești un lucru care e la bunul simț. Atâta tot. Nu avem nevoie de niciun mulțumesc de la politicieni, ca să fie foarte clar cu asta, dar avem nevoie de un minim respect, de sentimentul de unitate, că nu facem asta pentru noi. Facem asta ca să ajutăm acest stat pe care, din patimă, poate nici n-ar putea să-l ajutăm, că nu e datoria noastră. E datoria lor să facă ceva pentru noi. Au știut să ne gândim pe când ne-au luat voturile, au știut să facă, cum să spun, discursuri elaborate atunci când le-au folosit, când au fost în sprijinul lor, acum să știe să aibă informații corecte, să aibă vorbile la ei, să pronunțe vorba de la Medeleanu, numele celor care le ajută, că nu e așa un efort, este un minim, cum să zic, gest de bună credință, să spui mulțumesc celor care pun umărul și ajută statul. Asta cerea, Andreea, Nu, nu ne rugăm să mulțumesc donatorilor noștri. O facem mereu. Corect, și asta cerea, de fapt, uitându-mă pe mesajul Melaniei Medeleanu, un om pe care de asemenea îl cunosc de ani de zile, cu un anumit tip de decență, spunea că nu ne trebuie statuie, dar am fi vrut pentru cei 30.000 de oameni din oastea noastră, a asociației la care face referire, ca președintele să pronunțe astăzi zi de bine, în semn de respect față de donatorii noștri. N-aș zice că a fost la mijloc rea intenție, cred însă că e un soi de teamă de a pronunța nume de ONG-uri în aceste zile, doar o bucată mică. Păi eu aș zice că era intenție cu un argument la mine. Înainte de această poveste, eu am fost acolo, la spitalul în care se clădea, pentru a vedea ce se întâmplă cu donațiile care unde sunt depozitate, cum arată spitalul. Eu am această obligație, pe care mi-am luat-o de la începutul acestei campanii, de a poza, de a filma, de a arăta donatorilor ce se întâmplă cu sprijinul lor, de a fi transparentă. Și pentru faptul că am făcut un film care arăta sprijinul astea, se arăta într-un minut că filmul nu era numai despre spital. Atenție! Era despre donatorii din această săptămână. În fiecare săptămână am făcut un film despre ce se întâmplă cu donațiile oamenilor. Mi se transmis, nu vreau să spun nimeni cui, pentru că e un om de bună credință. Care n-a fost. Dar de... ai primit un mesaj. Mi s-a transmis că domnul Arafat și cei de la comunitate sunt cu toții dezamăgiți. Că nu i-am lăsat să transmită ei primul, să arată ei primul la lansare
imagini din acel spital și uite ce am făcut, să dezamăgire. Păi nu vă supărați acum, da, trebuie verificată cumva informația, apropo de domnul Arafat, putem să ne gândim la orice, e o perioadă în care... Negru pe alb. Să știi că nu mi se pare că ar putea fi off topic reacția, ca să zic așa, dar eu cred că în perioade de genul ăsta, dacă noi nu înțelegem că nu e despre poza pe care o pui la o lansare, ci despre, mă uit la imaginile filmate de colegii noștri acolo. Și îți spun ceva, nu m-ar fi deranjat cu nimic dacă de-a lungul coloanei oficiale, împreună cu cei care au pus până la urmă, cu voluntarii care au lucrat, efectiv, eu am văzut imagini pe Instagram ale unor oameni care au venit și au bătut cuiele alea să monteze efectiv locul. Deci oamenii ăia sunt cei care s-au luat de acasă, unde puteau sta în siguranță fără să se teamă, cu familiile lor au venit ca să facă acest lucru. Și cred că din punctul ăsta de vedere e de apreciat. De asta zic, poate ieșim din retorica asta electorală și de imagine, că nu despre asta e vorba. E rușinos. Pur și simplu e rușinos și știți foarte bine că nu știu, politica se împonosc în paralele, nu mă fac, nu mă interesează în general, dar gata, asta se obține, pur și simplu. Și se fac și că nu pot să ne auzi când le spunem asta. A, bineînțeles.